Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. Bună seara, Clarisa, bună seara, Cristian. Mă bucur că ne revedem, că ați venit din vacanță, că sunteți frumoși, că sunteți bronzați, sunteți cum într-o stare așa mai de relaxare, nu? Odihnit, pentru că se vede. Ar putea spune și așa, e o stare premergătoare a stării de muncă asiduă, evident muncă ce am făcut-o și până acum, dar este o perioadă în care oamenii se relaxează, în general, nu doar noi, în general vara este pentru relaxare de sute de ani. Tocmai de aia începeau războaiele vara, pentru că aveau timp. N-aveau ce face și plecau la război. N-am cum să nu ating subiectul ăsta măcar câteva minute. Așa sunteți dintre românii care v-ați relaxat și v-ați simțit bine la Marea Românească. Păi, ai și scris, Cristian. De când suntem împreună, noi am mers în fiecare an la Marea Românească și sper să continuăm tradiția asta până în vecii vecilor. Chiar dacă, evident, uneori mai vrei să mai vizitezi și alte locuri, litoralul românesc este superb. Acum, eu am scris despre asta, oamenii interpretează în funcție de părerile fiecăruia, în funcție de credințele lor, în funcție de ce li s-a întâmplat lor. E adevărat, și eu fac același lucru, pentru că eu am întâlnit situații frumoase, eu am întâlnit, dar am fost, anume, și am vizitat. De ce? Pentru că am văzut tot felul de postări, tot felul de videoclipuri. Apropo, videoclipuri cu anumite, nu o să dau nume, anumite stațiuni goale, pe care le-am analizat înainte de a ajunge la mare și am avut impresia că sunt făcute la 7-8 dimineața, după umbra, cum cădea, după mai multe locuri, lucruri. Și când am ajuns la mare, chiar am mers de-a lungul litoralului și în weekend și în mijlocul săptămânii pentru a vedea realitatea de acolo. Nu prea poți vorbi dacă n-ai fost în locul respectiv, dar când ai fost și ai văzut asta și alții care n-au fost, dar au auzit, dar au ei păreri de anul trecut, de acum 2 ani, că știu că una ca alta. Apoi, mai este și faza asta, dacă noi ca români nu ne susținem unii pe alții, cine s-o fac? De ce tot atât de mult? Și iar să nu dau nume de alte țări, eu am fost în alte țări la plajă, în vreo câteva acolo. Am văzut acea plajă din pietre formată. Nu se mai plângea nimeni, că nu era în România. Am văzut plaje care nu conțineau nisip. Nu se mai plângea nimeni, că nu era în România. Am văzut plaje de 2 metri lățime, 5 metri lățime. Da, am văzut și plaje superbe. La fel ca în România, și plaje superbe și plaje mai puțin superbe. În privința banilor, păi fiecare merge după bugetul său. Că vrei să mergi într-o stațiune mai de lux, cum e Mamaia Nord, Mamaia, că vrei să mergi într-o stațiune mai puțin de lux, poți găsi acolo, spre exemplu, un șezlong, că toată lumea zice de șezlonguri. Fraților, erau oameni și sunt oameni care merg cu cearșaful. Care-i problema? Că ne plângem că nu dați banii pe șezlonguri. Dar dacă tot îi dați, nu sunt scumpe. În comparație cu ce? Păi în comparație cu dincolo, că nu asta comparăm. Și apoi între ele sunt șezlonguri la 25 de lei. Unde în prețul lui primește o băutură răcoritoare, fie ea alcoolică sau non-alcoolică? Sunt șezlonguri la 40 de lei sau la maxim 50? Asta e realitatea. Dacă cineva ar merge la Monaco, cum zice cineva pe care o cunoaștem toți, la bogați, și începem să-i judecăm pe ea că au prețurile alea. Nu ne ducem să-i judecăm pentru că ea sunt bogați. De aia se duc acolo, da? Și dau 1000 de euro pe un loc de plajă pentru o zi, pentru că își permit. Nu-i judecăm, bravo lor, foarte bine că se duc. Fiecare dintre noi ne ducem acolo unde ne permitem. Dar să nu mai aruncăm cu pietre, să nu mai înjosim neamul nostru românesc, nu ne dăm seama că de câte ori zicem despre românii sunt așa, la noi e așa. Fiecare om cu care interacționăm în viața noastră de zi cu zi face parte din acel egregor, acea energie pe care noi o împroșcăm cu
mizerii. Și ni se va întoarce înapoi. De fiecare dată când zici la mare e așa, la munte e așa, acolo e așa, acolo e așa, la noi nu se poate și locuiești în această țară, vei primi și mai multe lovituri pentru că tu ataci. E ca un leu, un tigru, un câine, o pisică. Păi dacă tu îl bați în fiecare zi, te va zgâria și el la un moment dat, nu? Cam asta este și cu litoralul românesc. Este superb, este minunat. Plus că eu știu cu convingere că lucrurile sunt și se așează exact după convingerile fiecăruia. Asta am vrut să subliniez mereu în fiecare emisiune unde am avut ocazia să o spun. După convingerile fiecăruia va ajunge exact în locul în care să-i fie confirmate, da, acele convingeri. Adică, dacă un om crede că viața e o luptă, evident va ajunge la mare, la noi, și se va lupta pentru orice. Dacă el crede în viața lui de zi cu zi că oamenii sunt, nu știu, nu pot fi de încredere, că viața e grea, că lumea este un loc ostil, evident, asta va găsi acolo, da? Că da, cei care oferă niște servicii nu fac decât să înșele și să fure și să profite de tine, evident că asta va găsi acolo. Universul ăsta este perfect. Funcționează asemenea, nu știu, unui ceas elvețian, da? Nu se poate altfel. Omul acela nu va ajunge într-un loc frumos, într-un loc care, în care să, nu știu, să cheltuie puțin bani pe servicii de calitate. Nu, va ajunge într-un loc care să-i confirme credințele. Adică va găsi mizerie, va găsi oameni ostili, va găsi de ce? Pentru că asta crede el, mai mult de atât, asta însuflețește el despre ceea ce există în viața lui. Și acolo va ajunge. Și vă mai spun un lucru. Și vă spune cineva cu experiență a emoțiilor din toate spectrele ei. Și eu am crezut că oamenii sunt răi. Și am dat doar de oameni răi. Și eu am crezut că oamenii sunt hoți. În anumite etape ale vieții mele. Și am dat doar de hoți. Și eu am crezut că oamenii nu sunt de încredere. Și m-au înșelat alții. Acum știu că oamenii sunt minunați. Și oamenii îmi reflect această minunăție. Așadar, nu vorbesc din cărți, nu vorbesc după curente spirituale. Doamne, e un nou curent acum să spui că nu. Eu vă spun din experiența mea, de-a lungul anilor, în 25 de ani, 30 de ani, de când am pășit așa, că am 40 și, dar zic așa, în 20-25, când am pășit așa prin lume, am avut perioade în care am crezut aia. Acum pot să mă analizez. Eu am fost într-o perioadă în care era foarte multă mizerie în viața mea. Asta găseam în exterior. Am fost, nu știu, în Paris, am dat de mizerie. Am fost în alte părți, am dat de mizerie, pentru că asta era în viața mea la momentul respectiv. Așadar, uitați-vă în general, toți să ne uităm să vedem ce putem lucra cu noi, pentru că universul ne arată în exterior ce este în interiorul nostru. Fie că voi crede sau nu asta. Foarte mulți dintre voi veți spune, păi da, dar și colo, și colo, și colo, și cum se face că m-am dus în altă țară și pentru că ai credința că în altă țară e mai bine. Uh-huh. Dar, la un moment dat, acea credință, chiar dacă te muți în altă țară, va reveni la credința inițială a ta despre oameni și atunci vei vedea adevărul. La început e doar o pâclă. Da, în momentul în care ne mutăm în altă parte ca să fugim de undeva, la început lucrurile vor sta într-un anumit fel, da? Pentru că încă nu se pun în funcțiune acele mecanisme, dar după o perioadă de timp ne vom recrea în alt decor aceeași realitate, da? Că nu se va manifesta, nu știu, la job, se va manifesta între prieteni, când se va manifesta între prieteni, se va manifesta în relație. Undeva se vor manifesta credințele noastre cele mai profunde și vom recrea aceleași situații doar în alt decor. Așa că... Într-un cuvânt, România e minunată, doar dacă vreți voi să fie. Căutați și vedeți exact ce nu vă place, de ce nu vă place, căutați tiparele din viața voastră și în momentul în care înlături tiparul, nu mai există efecte în realitate. Ăsta e mecanismul de funcționare, practic. Uite, multă lume de-a lungul timpului
cumva m-a acuzat pentru credința mea de vacanță pe pământ. Și spuneau, ba că sunt nerealistă, ba că nu văd ce se întâmplă, ba că fug de adevăr. Nu, asta este credința mea și am spus-o. Asta nu înseamnă că toată lumea asta în care trăim cu toții este așa ca o vacanță. Nu, credința mea este asta pentru realitatea mea. Fiecare are libertatea de a își alege realitatea în care vrea să funcționeze, conform credințelor. Și am mai spus, asta nu înseamnă că viața mea este, nu știu, o continuă poveste roz cu unicorni. Nu, am parte de provocări la rândul meu, de muncă la rândul meu, dar caut să fac toate aceste lucruri prin prisma credinței de vacanță pe pământ. Adică eu mă simt într-o vacanță și în momentul în care muncesc, și în momentul în care mă relaxez, și în relație, și în relația cu copiii, oriunde aș fi, mă străduiesc să mă poziționez ca și cum așa m-aș simți, ca într-o vacanță. Și de acolo altfel găsești soluțiile, altfel găsești, nu știu, rezolvările la situații. În momentul în care tu ești într-o stare permanentă de luptă sau fugi, te vei învârti ca un hamster într-o roată, în aceleași probleme, iar și iar. Așa este. Mă bucur tare mult că ați venit să ne povestiți că e frumos la marea noastră și eu sunt convinsă că este foarte frumos și la fel de convinsă sunt de faptul că noi suntem cei care înfrumusețăm sau urâțim locul în care trăim. Vine luna august, mai avem câteva zile și intrăm în augustul la care tot ne-am gândit și care se pare că o să aducă mari schimbări, cel puțin așa se vorbește. Nici luna iulie n-a fost o lună foarte ușoară. Ne luptăm așa cu căldura cel mai mult, dar o să zic că până astăzi chiar nu ne-am luptat prea tare. Adică Dumnezeu a așa să fie o vară, cum trebuie să fie o vară, că noi am mai avut și veri în care nu prea am simțit căldura așa cum trebuia, adică nu prea am văzut soarele. Exact. Câțiva ani, da. Tocmai revin la ideea inițială. Oamenii găsesc motiv de nemulțumire indiferent de situație. Ba că e prea cald, ba că e prea fric, ba că plouă prea mult, ba că bate vântul, nici cum nu-i bine. Haideți să căutăm totuși ce este bun în ceea ce trăim, pentru că nemulțumiri găsim la orice pas. Luna aceasta nu s-a terminat și urmează chiar, cred eu, cele mai intense. Asta e cea mai interesantă, în ghilimele. Cele mai intense zile, o să reiau un pic ideea din emisiunea despre luna iulie, când spuneam că ultima săptămână va fi foarte importantă pentru întreaga umanitate. Undeva chiar pe sfârșitul lunii se pregătesc ceva transformări în sfera geopolitică, în societate, în ceea ce ține de sectorul financiar, dar și în fiecare dintre noi. În ultima perioadă din iulie vom simți personal anumite schimbări în viața noastră. Pot interveni anumite conflicte, atât personale cât și la nivel global. Putem avea parte de anumite influențe, să zic, ale vremii, neașteptate, dar după această perioadă, hai să spunem că în aparență va urma o perioadă de liniște, de ce spun aparență, pentru că vor fi două luni, le spun eu, două luni de cernere, august și septembrie. Din nou în octombrie va fi mai exploziv un pic. Ce înseamnă aceste două luni de cernere? De ce le-am spus așa? Pentru că o să avem ca vibrație totală 14 și 15. August va fi pe 14, septembrie pe 15, de ce? Luna și anul adunate, da? 8-6, 8-7.
În tarot, aceste două numere indică îngerul sau demonul, da? 14 este temperanța, îngerul, 15 este diavolul. Vom merge, hai să spunem așa, cumva pe ultima parte a drumului. Aceste două cărți, două luni care urmează, înseamnă ascensiune sau coborâre. Și pentru ascensiune vom avea nevoie de toată tăria noastră de caracter și, hai să spunem, de toată aducerea aminte a ceea ce suntem la nivel de suflet pentru a depăși și îndepărta, zic eu, toate plasele de paianjen ale iluziilor. Hai să ne închipuim cumva așa că suntem între dimensiuni. Și fiecare are câteva bagaje după el, în care are cele mai, să spunem, cele mai de preț bunuri, dar în același timp, aici unde ne aflăm, cu bagajele după noi, aerul este din ce în ce mai greu de respirat. Și atunci avem doar două soluții la dispoziție. În sus, unde să presupunem că există aer curat, natură, liniște, dar trecerea în sus este blocată de ceva ca niște plase de păianjen groase. Ei, pentru a merge în sus, înspre acel aer curat, natură, liniște, va trebui să renunțăm la acele bagaje, să ne cățărăm și să îndepărtăm acele plase pe măsură ce înaintăm în jos, tot metaforic vorbind, să presupunem că există un tobogan lin care permite coborârea cu tot cu bagaje, însă va trebui pentru acest drum, va trebui să purtăm în permanență ca o mască de oxigen pe tot parcursul existenței noastre, pentru că nu e atât de ușor de respirat, da? Vom avea tot confortul la dispoziție, dar va trebui să ne conformăm unui program anume. Și atunci, întrebarea care se pune este ce vom alege din aceste două, căci luna august vine cu exercitarea presiunii, se va simți din plin o anumită presiune, o impunere de putere pentru a forța un anumit tip de alegere, adică o direcție sau alta. Da? O să vedem de ce alegere de la anul în care suntem. Da, pentru că luna august este sub influența lui Uranus. Și spun asta ca și corespondent al numărului 8. Uranus este schimbător. Este, pardon, Saturn, scuze-mă, mă scuzați. Saturn este revoluționar. Saturn este schimbător. Saturn este instabil, Saturn este karmic. Clarisa spunea de bagaje, metaforic, nemetaforic, despre asta e vorba, de bagaje karmice. August are ca și scop o soluționare a conflictelor sau o soluționare a cauzelor și a stopării proceselor care duc la alte conflicte. O să fie o lună foarte importantă pentru parteneriate și pentru relații. Ce înseamnă asta? Ori va fi o reconciliere sau o oficializare a relațiilor sau, și când spun relații, mă refer relații între doi oameni, relații între două societăți, relații între două țări, relații la nivel internațional, totul ce ține de. Da? Deci ori va fi această reconciliere, ori va fi divorț și separare definitivă. Însă, tot în această lună, august, indiferent de provocările care vin, cuplurile, și iarăși când spun cupluri, ori doi oameni, ori două societăți, ori două țări, ori mai multe țări, cuplurile puternice vor trece printr-o perioadă foarte armonioasă, pentru că ei vor ști să facă față acestor provocări. Ar trebui ca în această lună să fim pregătiți să înfruntăm imprevizibilul. Țineți minte această frază, va fi o lună a imprevizibilului. Asta nu înseamnă rău sau bine, înseamnă doar imprevizibil. Așteptați-vă ca, în general, o evoluție sau situațiile să fie rezolvate puțin mai greu sau să pară
că sunt ca atunci când alergi pe nisip, că tot vorbeam de mare. Ai aderența mai diferită față de când alergi pe asfalt. Așadar, să ne aprovizionăm cu răbdare, cu smerenie, cu înțelegere, pentru că în orice situație putem să găsim calea corectă de ieșire, doar stând calmi și observând. Facem un pas în spate, observăm și atunci găsim și soluția optimă pentru noi. Soluții sunt întotdeauna minim 3, dar cea mai optimă pentru noi poate fi a 4-a, a 5-a. În august ar trebui să fim neutri. Neutri din toate punctele de vedere, să nu ținem cu unul sau cu altul și să nu ne ducem în extreme. Asta în general e valabil, dar în august parcă mai mult. Însă începutul lunii august e o perioadă mai critică, în general pentru afaceri. Mare grijă la, nu știu, investiții la bursă. N-ar fi ciudat ca până pe 4, pe 5 să auzim că au căzut ceva stocuri, că s-a întâmplat. Mă rog, nu intru în detalii. E ca și cum unele situații imprevizibile de care vorbeam mai devreme sunt răsturnări de situații, da? Situații neașteptate care schimbă modul de viață și toate planurile pe care le-am făcut până acum. Practic Saturn asta cam face, vine și îți dă asta și de acolo tu va trebui să faci stânga sau dreapta. Însă, pentru că întotdeauna sunt și situații favorabile, în circumstanțe favorabile, la începutul lunii, orice om din această lună poate schimba orice sau tot ceea ce este legat de vechiul mod de viață. Deci va exista o oportunitate de a face ori o descoperire interioară despre noi, despre ceilalți, despre lume, ori vom fi la o răscruce de drumuri. Și dacă nu știm că suntem la răscruce de drumuri, se va întâmpla faza cealaltă, vom fi luați pe nepregătite. Dacă știm, vom vira singuri. Vom alege conștient. Exact. Pentru că, în general, august este o lună a revoluțiilor, dar oamenii aud acest cuvânt și își imaginează un puhoi de oameni în stradă. Nu, revoluții în sensul de schimbări. Revoluțiile pot avea loc violent, dar și pasional. Pot avea loc peste noapte sau într-o perioadă mai lungă de timp. Da? Însă e nevoie să fim pregătiți. Fiți foarte prudenți. Este o lună care predispune la accidente. În general, așa, energia ei predispune. Accidente în sensul că, da, între noi fie vorba, te poți lovi cu piciorul de un colțul patului, să zic, până la accidente mai mari. Nu vreau să intru în detalii, dar în general, atenție la vătămări corporale ale noastre. Pe la jumătatea lunii, sau poate chiar înainte cu câteva zile, alegerea aceea cu care se vor confrunta oamenii, deciziile pe care le vor lua, măsurile sau provocările ce le vor veni în viață, le vor schimba restul lunii și, evident, restul anului. Iar spre sfârșitul lunii, dorința, să zic așa, de schimbare pozitivă va fi foarte puternică. Adică, știți cum e, sunt câteva stadii când vine și ți se pune ceva în față. Primul este negare, a doilea este acceptare și stres. Și, pe la sfârșitul lunii, cei care au fost în negare sau în, nu știu, într-o stare de stres că ce fac, ce încotro o iau, vor găsi soluția. Luna august ne învață răbdare, ne învață rezistență, ne învață o planificare corectă a tuturor activităților noastre, fără grabă și cu o analiză foarte, foarte exactă. Pentru că în această perioadă, dacă ne grăbim, putem pierde foarte, foarte ușor controlul asupra acțiunilor noastre, în special dacă suntem provocați. Și o să vedeți că o să vă spună Clarisa din tarot numerologie, putem și vom fi probabil provocați în această lună, pentru că așa e frumos, altfel ar fi viața plictisitoare. Da, pentru că august se află sub semnul arcanei din tarot, puterea. Și această imagine reprezintă o femeie având deasupra capului semnul infinitului, care femeie supune un leu. Leul este ce? Este simbolul forței fizice, hai să zicem forței primitive, animalice, a instinctelor noastre primare. Dar în primul rând este vorba de instincte, nu de forță fizică.
a emoțiilor intens consumatoare, furie, mânie, revoltă. Această femeie care domină leul, ce ne arată? Că puterea interioară este infinit superioară dacă știm cum să ne folosim de ea. Exact absența agresivității și calmul ei, stăpânirea de sine, încrederea, neclintirea sunt cele care permit practic îmblânzirea leului. Luna aceasta vom asista, luna care vine de august, vom asista la manifestări și demonstrații de forță pe toate planurile. Când spun asta, din nou, nu spun demonstrații în sensul acela de demonstrații, ci a demonstra unul altuia ceva. Da? Între oameni obișnuiți, fiecare va încerca să-și dovedească forța, dreptatea, punctul de vedere. Conflictele se pot isca din nimic, da? Pe fondul acestei nevoi de a arăta dreptatea, a mă justifica în fața celuilalt, până la tot ceea ce înseamnă putere, practic în plan politic și social. Jocuri de putere, amenințări, planuri, strategii, tot ce presupune putere. Luna aceasta avem nevoie să acționăm conform dimensiunii noastre interioare, cum spuneam. Adică cu discernământ, cu înțelepciune. Să nu ne lăsăm atrași într-o luptă regizată, pentru că va fi așa ceva. Să stăm cu picioarele bine înfipte în pământ și să ne folosim practic ce? Agilitatea, abilitatea interioară, caracteristicile noastre interioare. Totul ține de forța interioară, de puterea interioară. Și atunci este vorba despre, practic, despre stăpânirea fricilor, a orgoliului, a mândriei. Astea sunt principalele cauze ale necazurilor noastre. Această putere interioară reprezintă practic toate acele forțe de care nu mereu suntem conștienți, care ne permit depășirea cu bine a greutăților vieții, timpurilor în care ne aflăm și alcătuiesc tot ceea ce se numește de fapt caracter, curaj, tenacitate, putere spirituală, tot ceea ce ne face oameni în adevăratul sens al cuvântului. Și în momentul în care noi ne golim mintea, de fapt, avem întotdeauna claritate și acces la mai multă inspirație să putem face lucrurile diferit, dacă nu am făcut-o până acum. În momentul în care ajungem să ne controlăm pe noi înșine, vom reuși să controlăm circumstanțele, situațiile, chiar regulile jocului. 8. Reprezintă cele două lumi, materială și spirituală, care se contopesc într-una singură, da? Începutul și sfârșitul vieții. Ei, acum, mai mult ca niciodată, vorbea și Cristian despre karmă, aceste planuri sunt întrepătrunse și în punctul de întâlnire generează ceea ce se numește karmă, da? Atât la nivel de individ, cât și de societate. Acest 8 aduce cu sine ideea de a stăpâni lumea materială. Și acum vreau un pic de atenție, da? De aceea noi acum va trebui să fim, metaforic vorbind, imateriali. Tot ceea ce va fi de vibrație joasă, grosieră, va putea fi stăpânit sau subjugat, înlănțuit. În schimb, tot ceea ce se va înălța deasupra, va vibra sus, se va scutura de lanțuri, atașamente, frici, revoltă, da? Va fi ocolit. În funcție de alegerile pe care le facem în această lună, unii se vor ridica, exact cum am zis, alții vor cădea la fel de spectaculos. Cei care se vor ridica o vor face începând din august, cei care vor cădea o vor face începând din septembrie. Da? Încă un lucru de menționat, în această lună, nu este în avantajul nostru să ne luptăm cu oameni mai puternici decât noi. Da? Deci multă atenție în orice luptă de putere sau forță. E bine de exercitat doar acele puteri pe care le avem 100%, pe în care credem 100%. În august putem să strângem roadele muncii de până acum, da? Deci unii oameni vor putea primi ceva recompense, alții, din contră, vor
trebui să ceva să plătească, da? Gen datorii, mai știu eu ce. Poate chiar mai mult decât se așteaptă. Deci august este cumva o lună în care se vor simți din plin responsabilitățile. Optul reprezintă principii, stabilitate, ordine și guvernează tot ce se întâmplă în lume. Deci la început spuneam că va fi o lună de aparent calm, însă se va simți tot ceea ce ține de putere. Și în lume se pot face, exact cum a spus Cristian, anumite jocuri de putere. Vom vedea influențe majore în data de 8, 17 și 26 ale acestei luni. De ce? Pentru că acea putere a lui 8 se amplifică în aceste date. Iar cei care sunteți sub vibrația zilei 8, cei care sunteți născuți în aceste date, indiferent de lună, cei care aveți destin 8, cei care sunteți născuți sâmbăta, mare grijă, pentru că voi veți fi cei mai, hai să zic așa, încercați de soartă. Spuneam că 8-ul este, l-are în spate pe Saturn, această planetă este numită și planeta destinului. Acum, noi ne putem face destinul foarte ușor sau foarte greu, în funcție iar de lucrurile pe care le cunoaștem. Saturn mai este, mai guvernează și partea întunericului, pentru că ea guvernează partea întunecată a naturii umane, subconștientul, ceea ce avem noi acolo, traumele noastre, trăirile noastre, fricile noastre, că vorbea Clarisa despre ele, înțelegerea binelui și a răului. Și de asta, spre exemplu, în India se spune, sau mă rog, în astrologie, că privirea lui Saturn nu este foarte benefică. Păi depinde de om. Unii oameni când aud cuvântul karma se sperie, alții zic foarte bine. Opt este, cum spunea și Clarisa, un semn al infinitului, un simbol al ce, al soartei preschimbate sau neschimbate. Oamenii pot să schimbe oricând soarta, dacă înțeleg acest simbol al infinitului. Dacă ești în oricare parte a punctului, ceea ce trimiți se duce și la un moment dat va veni inevitabil către tine, transformat sau nu. Asta este practic karma. În numerologie, și dacă luăm așa acel simbol al infinitului și luăm și numerologie, 8 este format din 2 de 4. Adică e plin de dualitate, reprezintă simultan două lumi, aia materială și aia spirituală. O parte a numărului 8 reprezintă revoluția, loviturile de stat, anarhia, voința, nu știu, excentritate. Cealaltă parte, păi poate fi gânduri filozofice, înclinație către învățăturile oculte, religie, afaceri, dar în adevăratul sens al cuvântului, bun pentru societate, bani, o viziune asupra lumii frumoasă. Deci acest număr are atât de multe caracteristici pe care oamenii le numesc negative, cât și pozitive. De noi depinde pe care le punem în practică. În tradiție indiană, spre exemplu, 8 este considerat un număr sacru, pentru că simbolizează cele 8 aspecte diferite. Nu intrăm în detalii, are silabei absolutului, o știm toți, om. Cei născuți sub acest semn sau sub această vibrație pe 8, 17, 26, în orice lună, de regulă, de fel, ei sunt oameni nedisciplinați, rebeli, care încalcă în mod constant legea, nu în sensul de oameni, nu știu, certați cu legea, ci regulile, în general, tind să le schimbe. Acești oameni, în marea lor majoritate, arată mai în vârstă decât vârsta lor reală. Adică dacă ăia născuți sub semnul lui 6 arată mai tineri, ăștia arată puțin mai în vârstă decât vârsta lor reală și se comportă ca niște bătrâni. Nu în sensul că se comportă ca moșii sau ca babele, ca niște bătrâni, cum înțelepții știu mai bine. Putem găsi un bătrân care să-ți spună așa cu superioritate că, băi, țâncule, nu-i bine ce faci, sau putem găsi un înțelept care să-ți explice că nu e bine ce faci. Ei întotdeauna au impresia că știu anumite lucruri, că știu mai bine, câteodată chiar o fac. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care
ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. De ce arată ei mai în vârstă? Nu toți, spun majoritatea. Saturn stăpânește asupra bătrâneții și este considerat o planetă foarte veche, străvechi. Mă rog, însă, tot acești oameni știu să iasă din situații dificile, să depășească obstacole. Mă scuzați, tot aceștia sunt foarte optimiști în anumite situații. Ei întâmpină dificultățile vieții cu sânge rece, domnule. Mă pasă, eu o să rezolv, eu o să reușesc. Așa ar trebui să ne comportăm. De ce vă spun? Eu când, sau noi când vă spunem în fiecare lună cum sunt oamenii născuți, așa ar trebui să ne comportăm noi. De asta vă spun despre oamenii născuți sub influența lui 8, pentru că trăsăturile lor distinctive sunt prudența, fermitatea, discernământul, organizarea, analiza, creativitate și compasiune. Pot să aibă foarte multe avantaje. Sunt foarte corecți, sunt generoși față de cei din jurul lor. Nu le place să încalce anumite principii. Și aici poate fi o anumită contradicție, pentru că am mai spus odată într-o emisiune că foarte mulți interlopi s-au născut sub cifra 8. Și atunci cum să fie ei corecți? Pentru că sunt corecți regulilor lor. Codul intern al onoarei lor. Codul intern al onoarei, da? Deci fiecare înțelege ce vrea prin această corectitudine, dar ei o pun în practică. E adevărat. Uneori, foarte mulți, dacă nu chiar toți, cei născuți sub cifra 8, abuzează de puterea lor, de abilitățile lor, în scopuri egoiste. Exploatează pe alții, îi forțează, îi oprimă pentru a-și vedea ei scopurile lor îndeplinite. Însă, na, în special ei, ceea ce trimit, aia și primesc, pentru că 8 este și un simbol al armoniei, numărul sacru al dreptății. Oamenii aceștia au o manie în a le demonstra altora câtă dreptate au ei. E, dacă ăștia sunt așa și am zis că noi toți vom fi aproximativ ca ăștia în această lună, să nu facem ca ei, sau nici ei să nu facă așa, să nu le demonstreze altora dreptatea lor, pentru că e dreptatea lor care poate fi subiectivă. Așa că putem să ne jucăm cu aceste vibrații ale lui 8 foarte, foarte frumos în această lună, știind foarte bine ce avem de făcut și ce nu ar fi indicat, nu că nu avem voie, că avem liber arbitru, ce nu ar fi indicat să facem. Bun, și pentru că am vorbit despre anumite alegeri luna aceasta, care vor veni cumva impuse de o formă sau alta de putere, 6 în tarot este alegerea, este vibrația anului în care suntem și este vorba în această lună de a alege între virtute și viciu, da? Cedarea în fața atașamentelor sau voința de neclintit, puterea interioară despre care spuneam. Și așa cum aminteam în emisiunea dedicată lunii iunie, unde am avut din nou alegerea, imaginea alegerii îi reprezintă pe Adam și Eva în grădina Edenului, goi, față în față. Ce înseamnă goliciunea asta lor? Sugerează, de fapt, că alegerea lor depinde exclusiv de ceea ce simt, gândesc, însuflețesc. Ei, conform imaginii, nu posedă nimic, da, în această metaforă, în afara convingerilor celor mai profunde, ale valorilor lor, a ceea ce sunt cu adevărat. Ei, ce vreau să amintesc din nou acum, pentru că nu mă pot abține, de fiecare dată o să amintesc asta până o să înceapă să vadă toți, toată lumea. Aici este acel șarpe, binecunoscutul șarpe biblic, da? Șarpele care șoptește, de fapt, în zilele noastre, nu mai este acel șarpe din Biblie, ci este inteligența artificială. Deși sunt încă oameni, din păcate, care nu iau în calcul acest aspect, ea deja a pătruns mai adânc decât ne putem imagina. Ceea ce vedem și auzim nu mai vine de mult din mintea unor oameni
ci din niște servere, deoarece i-aș a pregătit de mult terenul și chiar intenționăm să mai facem sub o formă sau alta o emisiune cu mai multe detalii pe această temă. Deci, înainte, da, cu mult timp în urmă, șarpele era de fapt reprezentarea ispitei diavolești. Ei, în zilele noastre, diavolul nu mai este de foarte mult timp personajul, acel personaj cu coarne, ci a luat o altă formă pe care, din păcate, noi am acceptat-o cu foarte multă ușurință, ba chiar i-am pus lumea la picioare. Revenind la imagine acum, deasupra acestor doi oameni se află un arhanghel cu mâinile și aripile desfăcute, precum și un soare imens care strălucește. Arhanghelul este exact același din Arcana Temperanța, cel care alchimizează și transformă. Ce înseamnă temperanța? Este reprezentată de numărul 14, adică vibrația totală a acestei luni. Da? Ce este oare de alchimizat? Pentru că am zis că alchimizează. Păi toate influențele astea la care noi suntem supuși, toată presiunea care se exercită asupra noastră prin toate mijloacele. Și mie îmi place tare mult imaginea acestei arcane, este fantastică. 14 este format din 1 și 4, da? Deci este primul care iese din cadru din 4. Ei, această cale practic poate fi cea a virtuții sau a erorii. Ca virtute, să-i spunem primul cer, este cumpătarea. Temperanța așa se mai numește, cumpătare. Cristian spunea că luna aceasta trebuie să fim neutri. Ei, asta înseamnă cumpătarea, de fapt. Da? Să fim cumpătați. Iar ca prim cer al alunecării, pentru că spuneam mai înainte că avem posibilitatea de drum în sus sau alunecare, este avariția. Deci mare grijă luna aceasta la tot ce înseamnă avariție, sub toate formele ei, dar nu doar legat de bani. Hai să vedem un pic descrierea cărții. Da? Ce vedem aici? Îngerul sau arhanghelul despre care vorbeam, care este practic personajul central a acestui card, el se află într-un cadru deschis, în natură. Pare că totul este liniștit, soarele strălucește, e o apă limpede la picioarele sale, dar cel mai important, el toarnă dintr-o cupă în alta ceva, ce esența vieții. Este sigur pe sine, fără teamă că ceva s-ar risipi, dar curge foarte, foarte bine dintr-o cupă în alta. Aveți grijă la acest lucru, da? Esența vieții, unde se duce esența vieții voastre? Este alchimia perfectă. Acest car sugerează că îngerul practic a trecut de ceea ce se numește împărăția umbrelor, lăsând în urmă atât planul fizic cât și trecutul, că toarnă dinspre stânga înspre dreapta. Din planul inițial al cunoașterii, hai să spunem că spiritul își revarsă învățătura și prinde formă pentru viitorul aflat înaintea sa. Ca o, să-i spunem, reconectare pe un alt nivel. Trecutul, însumând ce acțiunile, gândurile, credințele, tot ce am dobândit, se revarsă în prezent, combinate într-o armonie perfectă pentru a crea viitorul. Deci, în luna aceasta, da, munca perseverentă asupra sinelui trebuie continuată pentru cei care au făcut-o, pentru cei care n-au făcut-o, începută cu mult sârg, da? Cu și mai multă dăruire acum, căci se poate cădea chiar și din cer. O să vedem în septembrie când povestim, însuși îngerul cel din tâi știm că a făcut-o. Arcana viitoare ne va dezvălui asta și cum s-a întâmplat. Acum, din acel râu la care se află la picioarele îngerului, pornește un drum. Acesta străbate toate formele de relief și duce către soarele care are formă de coroană aflat în planul depărtat. Da? Simbolizând ce? Exact ce am spus mai devreme, că drumul ascendent poate fi lung, poate fi anevoios, însă la capătul său se află, hai să-i spunem tot metaforic, secretul vieții eterne.
Asta este exact analogia despre care mai vorbeam mai devreme, cu înălțarea sau coborârea, cu acele pânze de paianjen sau alunecarea pe tobogan. Piciorul drept se află în fluxul râului al vieții, al drumului către desăvârșire, iar piciorul stâng se află pe mal, îndreptat cu vârful în jos, sub o piatră pe care sunt iriși înfloriți. Piatra este reprezentarea planului material, al iluziilor, al atașamentelor. Da? Irisul galben este simbolul pasiunii. Acești iris sunt foarte înalți, galbeni, da? Ei sunt simbolul pasiunii. În spatele lor nu se vede absolut nimica. Dacă în planul celălalt vedeam toate formele de relief, drumul către soare, în spatele irisilor înalți nu se vede absolut nimic. Ce înseamnă asta? Înseamnă ruperea de adevăratul sine, adică pasiunile, atașamentele duc la pierzanie. Prin această postură, îngerul ne prezintă ambele căi posibile de urmat. Deci, luna aceasta, nu lăsăm pasiunile să ne orbească și să ne acopere. Prin pasiune nu te referi doar la pasiune, senzualitate și la evident. Orice punem patimă. Da, de asta am repetat mereu pasiune, atașament. Da? Tot ce înseamnă atașament, tot ce cumva are putere asupra noastră, nu noi avem putere asupra acelui lucru. Deci acestea ne vor împinge spre alunecare inevitabilă și ireversibilă. Pe haina îngerului, nu știu dacă se vede aici, dar dacă veți căuta pe chiar pe internet, acest tarot Rider White cu care lucrez eu, pe această haină se vede desenat un triunghi perfect încadrat într-un pătrat, ceea ce înseamnă că spiritul trebuie să prindă adevărata sa formă prin găsirea armoniei perfecte. Avem 6, armonie, alchimie de la temperanță, da? Trebuie să găsim acea armonie perfectă. Făcând acum un rezumat, temperanța îndeamnă la calm, la meditație, la găsirea armoniei perfecte, la pregătirea sufletului în liniște pentru ascensiunea sa către desăvârșire. Poate e un pic mult spus, dar asta este esența, asta este ideea. Pentru că această lună va veni cu impunerea puterii, a autorității, vom auzi despre limitări, reguli, suntem deja sub presiune de ceva timp încoace, deci va trebui să alchimizăm toată furia pentru că, sau fricile pe care le avem, atașamentele, pentru că dacă noi nu le alchimizăm, ele vor fi alchimizate de către inteligența artificială, care va prinde și mai mult teren și putere. Deci noi va trebui cumva să ne ridicăm deasupra curenților pentru a nu ne lăsa trași în vâltoare. Și vreau să țineți minte că nu este vorba, pentru că oamenii tind să se lege de ceea ce văd scos în față, da? Anume șef de stat, anume ocult, anume nu știu cine, om cu influență. Da? Nu este vorba despre acei oameni despre care credem noi că au influența asupra maselor, mari șefi de state sau de corporații, ci de ce stă în spatele lor sau ce îi folosește pe aceștia. Da, și în numerologie, 14 din perspectivă ezoterică, evident, este un simbol al moderației. În această lună, eu sunt puțin mai tranșant așa, lăcomia și zgârcenia vor fi foarte aspru pedepsite, iar smerenia, dărnicia, întrajutorarea celor din jur vor fi răsplătite de către acest mare sistem numit Univers, pe care noi îl blamăm, îl judecăm, îl facem, îl dregem, de către Dumnezeu, dacă vreți, dar în mare parte este e un sistem care se autoreglează. Deci noi fiind darnici o să primim când va înviață. Noi ne dând sau ne ajutând oamenii în august, o să ni se taie și nouă. Când acum? Când, da, acum. În Cabala, spre exemplu,
Numărul 7 este considerat un semn al fericirii și al transformării și 2 de 7 dă 14, adică din 2 de 7, depinde cum vrem noi să îi, ce putere să le dăm acestor numere. 14 este un număr de mișcare, da? Orice număr de mișcare, o combinație între oameni și lucruri, între relații, între nu stă în loc. De ce? Pentru că, exact cum spunea Clarisa, este un 5, da? Numerologic vorbind, dar nu un fel de 5, este un 1 care a ieșit din pătrat. Da? Ați văzut pătratul acela de pe carte. Luna aceasta sau acest număr în general aduce într-adevăr, dacă am putea spune, noroc celor care sunt implicați în finanțe, în tranzacții cu acțiuni, care sunt în afaceri, dar întotdeauna există pericolul de a pierde tot ceea ce vine de la alții sau de la cel din jur. Vă mai spun un lucru, sau dacă l-am mai spus, îl repet, în această lună fiecare dintre noi va pierde ceva. Cum ne vor raporta la acea pierdere, exact așa se va raporta Universul la noi. Ar trebui să învățăm să lăsăm voluntar, da. Pentru a nu pierde forțat, pentru că exact vorba despre acele bagaje despre care menționam, exact. Da, ceva va trebui să lăsăm. Data trecută... Să facem voluntar. Da, anul trecut conjunctura a fost alta și această temperanță a venit în altă lună. Nu stăm să ne aducem aminte, însă tot la fel am spus și atunci. În această lună vom pierde ceva. N-au trecut 2 săptămâni de la începutul lunii și eu am primit destul de multe mesaje de la oameni care mulțumeau pentru că auziseră lucrul ăsta și nu s-au mai supărat. Ce? Că li s-a furat nu știu ce de la birou, că au făcut o pană la mașină, că a trebuit să schimbe nu știu ce, adică nu lucruri mari, lucruri mici, dar pe care oamenii le dau forță, cărora oamenii le dau forță și energie prin gândurile lor, prin nu mai știu eu ce s-a spart un geam în casă, parcă e sfârșitul lumii. Nu, raportează-te frumos la acea pierdere. Ai pierdut 100 de lei pe stradă, asta este, mulțumește, mergi mai departe și mai știu eu ce pierde fiecare în viața lui. Da, Clarisa, că putem să anihilăm această energie a lunii prin o pierdere voluntară. Exact. În momentul ce putem face? Este o lună foarte bună pentru a face, de exemplu, acte de caritate, pentru a ajuta pe cineva în nevoie. Da? Sacrificăm ceva de la noi, pierdem ceva. Da? Cu bună voie, dăm, da. Dăm în altă parte. Da, cu bună voie. Am înțeles. Da, exact. Fiecare cum poate, din ce poate. Nu e vorba doar despre bani. Da? Pot să am, nu știu, o bluză la care țin foarte mult, dar văd pe cineva mai nevoiaș și care s-ar bucura pentru acea bluză. Bun, pot să-i o dau acelei persoane. Cum pot, în ce mod pot, cu un sfat, cu ceva, da? Pentru că și în momentul în care eu îmi dedic, să zicem... Da, și timpul, mă roagă asta, cineva să-l ajut cu ceva, zic, da. Da? Un sfat, stau cu cineva să îl ascult, să îmi povestească, să îi fiu de ajutor în felul acesta, este timp din timpul meu pe care eu îl ofer acelei persoane, pentru că suntem și foarte grăbiți în ultima vreme și folosim tot mai des, nu acum că nu am timp. N-avem timp niciodată. N-avem timp niciodată, de asta ne are timpul pe noi. Corect, așa este. Așa este. Un pic de zile, că am tot pomenit și de zile. Zile favorabile și mai puțin favorabile, luna august. Favorabile din punct de vedere energetic sunt destule zile. Eu zic să profitați de ele la maxim. Și anume, între 2 și 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 28 și 30. Pentru călătorii, pentru vacanțe, pentru că o să încă este vară. Din nou. Favorabile. Favorabile, sunt, da. 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 28.
pentru a cumpăra o mașină, un apartament, ceva, un bun. Cristian spunea că prima parte a lunii nu este foarte favorabilă pentru a investiții, face dar în general pentru investiții de afaceri, da. Da, adică... da, nu luați în calcul. Întâi, după părerea mea, întâi nu este atenție, cea mai bună zi. Că tot ai adus vorba. Întâi este o zi în care ar fi bine să faceți trei cruci înainte să ieșiți din casă. 1 august 2022. Vorbesc serios. Bun. E o zi frumoasă, dar... Dar zile în care puteți să cumpărați o mașină, un apartament sau să faceți o investiție sunt 8, 10, 11... 17-31. Acestea sunt cele mai bune pentru o investiție. Însă acum, dacă ceva ați stabilit și este, nu știu, data de 9, aveți toată încrederea în voi, mergeți acolo. Deci, noi am tot spus mereu, nu e nevoie să exagerăm, să ne ducem într-o extremă, dar să ne luăm mai multe măsuri de precauție, să nu ne lăsăm apăsați pe butoane, să citim de două ori contractul, să... da, lucruri de genul acesta. Nu trebuie să ne terminăm acum viața pentru că, nu știu, nu e data de... pronunți. 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14. În cazul în care nunta nu este o investiție, da? Pentru concepție. 4, 5, 7, 10, 11, 14, între 17 și 21, 24, 25, 30 și 31. Deci luna asta este foarte favorabilă și pentru concepție. Pentru că sunt oameni care ne-au întrebat de-a lungul timpului, au operații de programat, de făcut. Din nou, poate să meargă la data la care s-au programat. Dacă nu s-au programat, cele mai favorabile date sunt 5, 7, 10, 14, 18, 19, 28 și 30. Și acum, dincolo de începutul lunii pentru o investiție sau o afacere, mai sunt câteva zile în care ar fi de evitat a începe o afacere în luna august, și anume 22, 23, 26 și 27. Da, aici mare, mare atenție. Bun, și acum mai puțin favorabile, da? Deci dacă nu e musai să începeți ceva foarte important în aceste zile, mai bine amânați sau vă luați măsuri de precauție suplimentare. 1, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27 și 29. Deci luna asta este exact cum a spus și Cristian și a menționat la Arcana 8, așa un infinit cu două... ca două lumi întrepătrunse, o parte foarte încărcată pe plus, o parte foarte încărcată pe minus. Da? Și atunci e de pus atenție, adică de profitat de energia în plus și de evitat sau de avut un pic atenție la energia pe minus. Ca o concluzie, ce ar trebui să cultivăm în august? În primul rând, toleranța. Să fim toleranți față de ceilalți, față de noi, față de ceea ce se întâmplă în jur. Prietenia și discreția. Mare grijă la bârfe în august. Doamne, o să auziți atât de multe lucruri despre unii, despre alții, o să aveți tendința, nu vă duceți în da, zona pentru aia. Pentru că e vorba de dorința de a-și impune punctul de vedere cineva, exact. Sau de a argumenta. Să avem răbdare și dărnicie, cum spunea Clarisa, să facem acte de caritate, oricare ar fi ele în realitatea noastră. Să urmăm sfaturile
oamenilor înțelepți. Care să ia? Pe care îi considerăm noi înțelepți? Dacă noi considerăm că cineva e înțelept, să-l ascultăm. Să scăpăm de acest obicei nociv de a ne aduce în prim plan trecutul nostru. Vai, că dacă nu mi se întâmpla aia, nu știu ce făceam. Nu. Frici imaginare, să le dăm deoparte. Să avem un oarecare respect, dacă nu chiar foarte mare respect, pentru toți partenerii de afaceri, iubiții, iubitele, soțul, soția, oamenii în general. În general nu e bine să te implici în relații amoroase extraconjugale, dar dacă te implici în luna august, na, deci nu e bine deloc, 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 deloc. Acum ăsta e de trei ori nu e bine, da? Încercați și faceți tot posibilul să călătoriți oriunde, oricum, nu e vorba de bani, nu e vorba de, nu avem nevoie de bani să ieșim la marginea orașului la un picnic, e tot o călătorie, nu avem nevoie, oamenii se raportează numai la bani și că nu avem bani și de aia nici nu au bani, da, asta este, călătoriți mai des, nu răsfândiți zvonuri, bârfe și să ne aducem aminte în această lună de părinții noștri, de bunici, de rude, de toți cei care fac parte din neamul nostru, neamul tău, bărbate, și neamul tău, femeie, aveți grijă de ei, pomeniți în această lună, cei care sunteți născuți în august, aveți o datorie majoră. Cei care ați cumpărat cartea Clarisei, ați văzut despre ce este vorba. Ceilalți, în general, avem o datorie majoră. De ce să nu o facem acum, în august, să creăm un egregor frumos? Vedeți, dumneavoastră, în momentul în care noi ne raportăm la tot ceea ce există în jurul nostru cu acea iubire și dragoste pe care o arătăm familiei, în momentul acela totul se schimbă. Dar dacă noi, familiei, nu arătăm dragoste, iubire, compasiune, înțelegere, toleranță, evident că restul oamenilor se vor raporta diferit la noi. Așadar, ca și o concluzie, pentru fiecare om în parte, luna august poate fi minunată. Pentru țară, pentru lună, pentru planetă, pentru asta, luați-vă popcorn, florițele, semințe, sunt spectacole. Ne-ai mai spus asta! E adevărat, în China au scos tancurile în stradă ca să protejeze anumite interese. Da, da. Vreau să întreb. Mai multe, că nu-mi place să spun de lucrurile negative, dar oamenii le știu. Aveți grijă și la tomate? Da. Chiar asta vreau să spun și eu, să nu rostogolească știrile negative. De multe ori o facem fără să ne dăm seama, dar așa le dăm viață, așa le dăm putere. Clarisa și Cristian, când începe trezirea? Trezirea a început, dar ea a început, este un proces de trezire care a început prin 2012. Este lent. Da, e lent pentru că oamenii nu sunt, nu au determinare constantă. Da? Nu mai suntem în perioada aia de negare? Nu, suntem în perioada aia. Ceva? Am trecut de negare, foarte mulți conștientizează ceea ce se întâmplă, dar încă se supun anumitor reguli. Pentru că le e frică. Ce? Să nu piardă. Ce? Nu știu, bagajele alea de care vorbea Clarisa. Asta le e frică. O să le piardă. Tocmai el, că de ce ți-e frică de aia nu scapi? O să le piardă. Însă, o să avem și avem posibilitatea în anii următori. Uite, 2023, ca idee așa, nu vorbim de acum, va fi un an destul de ciudat, cel. Dar 2024 și 2025 poate fi o rampă de lansare pentru tot ce vrem noi să facem. Nu lucrăm așa prea mult cu anii. Trecem pe 2023, o să fie, da, o să fie 2024 și mai încolo spre 2050. Să presupunem că viața noastră are undeva la 80-90 de ani. Nu le facem pe toate odată. Să presupunem că un elev care este în clasa nouă vrea să ia bacul și repede să se ducă la facultate să se, nu știu, căsătorească. Nu, va aștepta să treacă ani. E, așa și faza cu trezirea. Vine de la individ, de la nivel individual, la mai mulți, la mai mulți, la mai mulți. Și în momentul în care mai mulți se conectează la același egregor, atunci pot avea o foarte mare putere asupra celorlalți, fără să facă nimic. Adică dacă acel câmp consideră că această regulă nu este favorabilă și nu o voi aplica, nu o vor aplica, dar nu doar ei, ci toți cei din jurul lor nu o vor aplica instinctiv. Însă, când există frică,
Și majoritatea indivizilor zic, aoleu, a venit chestia asta, cred că ar trebui să pun nu știu ce Dumnezeu să fac să dreg. Frica aceea îi va face și pe ceilalți să accepte acea regulă. Cam așa funcționează. Exact. Și noi nu mai avem răbdare. Ne-am obișnuit în ultimul timp totul să meargă așa pe repede înainte, încât vrem ca mâine să se întâmple ceva. Dar noi cumva să asistăm, să deschidem geamul, să vedem s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Păi lucrurile se întâmplă doar cu participarea noastră, și pe plus și pe minus. Da, nu știu de ce avem, cum să spun, tentația asta de a crede partea negativă, de a nu crede știrile care ne dau totuși o gură de aer, așa, de speranță. De exemplu, vedeam zilele trecute, ministrul Agriculturii a spus că da, într-adevăr, este un an greu. Dar nu va fi un an de foamete. Pe de altă parte, numai despre asta auzim. Mie, poate că mie mi se pare, însă orice fel de știre, fie că e vorba despre mâncare, fie că e vorba despre vreme, fie că e vorba despre sănătate, fie că e vorba despre, nu știu, apă, fie că e vorba despre gaz, fie că e vorba despre ce-o fi pe planeta asta, în ultimii 2 ani de zile, pare că e prăpăd. Am trecut cu brio de perioade mai grele. Și nu am, ne-am învățat minte, stăm în continuare, nu zic să nu se uite lumea la televizor, deși e nociv, dar stăm în continuare să credem tot ceea ce ne spun alții și să zicem, dar dacă e așa, dar dacă au dreptate. N-au prea avut dreptate până acum, toate aceste profeții apocaliptice. Spunea Clarisa de cine e în spatele lucrurilor. Și m-a întrebat cineva odată, pentru că am spus că după frica de, mă rog, ce a fost cu sănătatea, va veni frica de meteoriți și frica de extraterestri. Și aici, dar de unde știi? Pentru că am citit Biblia. Acolo, dacă citim cei 4 cai și știm care cum vin, în ce ordine, cine este în spatele tuturor lucrurilor care se întâmplă în lume, face tot posibilul să îndeplinească anumite profeții. La o scară mare. Nu e nevoie să fie îndeplinite în totalitate, adică nu e nevoie să cadă un meteorit și să moară a patra parte din oameni. E nevoie să cadă un meteorit și să creeze panică. Tocmai am aflat zilele trecute că telescopul Webb a fost lovit de un meteorit. Cum să fie? Știți care este probabilitatea? 0,0 de vreun milion de ori, 1, ca un telescop de acea mărime să fie lovit de un meteorit și să fie defectat. Și să, după ce ne-a trimis niște imagini, din punctul meu de vedere, făcute pe calculator, dar ei zic că sunt reale, e treaba lor, asta e părerea mea și o dreptul la o părere, nu mai e funcțional sau nu mai e funcționabil 100%. Așadar, toate știrile astea tind către, o să vedem meteoriți, o să vedem comete, o să vedem frică de, uite, căldură. Oamenilor le e frică de căldură, e caniculă. De pe vremea lui Caragiale era caniculă. Ne aducem aminte, da? 33 de grade la umbră, în celebra piesă. E căldură mare, monșer. Nu era caniculă atunci, nu erau schimbări climatice. Oricine poate să caute și să vadă că au fost ani mai secetoși decât alții în ultima sută de ani, în ultimile 200, 300, 500. Acum câteva mii de ani. Și am spus asta doar după datele istorice pe care le avem, în jurul anului 200 până în 220, până în 300, a fost o secetă cumplită, adică ani la rând n-a plouat vara, nu s-au făcut grânele, atunci chiar depindeau oamenii de grâne. Și acum ne e puțin călduți, nicio problemă, va veni acest sistem și ne va spune: nu mai consumați gaze decât atât, nu mai dați drumul la aer condiționat decât atât, nu mai faceți aia decât atât. Și parcă iar văd același scenariu, cum o situație din exterior se transformă în impunerea unor reguli asupra populației. Iar populația aplaudă. Exact, și sunt atâtea mesaje în contradictoriu și lumea nu mai stă, din păcate, să analizeze. Există o întreagă campanie despre a consuma apa cu moderație. Da?
A face duș așa, când chiar e nevoie, O dată pe săptămână, se spune toată mai nou. ziua. Da? A iriga câmpurile cu moderație. Știu sigur că în anumite părți din țară chiar li s-a interzis oamenilor să-și mai irige terenurile. În condițiile în care aceiași oameni ne spun de ani de zile că nu știu care calotă și nu știu care ghețari se tot dezgheață de o să ne acopere cu apă. Oameni buni, haideți să ne gândim un pic în condițiile în care România exportă apă. Da? Exportă, dar țăranul nu are voie să-și ude ogorul și în același timp ghețarii se topesc. Dacă am cunoaște cum funcționează lucrurile pe această planetă, nimic nu se pierde, totul se transformă. Cantitatea de apă dulce este aceeași cum a fost și acum 3.000 de ani, 10.000 de ani, 100.000 de ani. Nu e nevoie să mă credeți pe mine, studiați puțină geografie. Da? Totul este într-un continuu flux. Da, într-adevăr, în anumite zone este posibil să sece un lac. Da, în alte zone e posibil să. Dar, iarăși, luând din context acel lucru și făcând un mare tam-tam cam și cum ar fi nu știu ce. Da, într-adevăr, anul acesta a fost în Marea Britanie căldură. Bun, foarte bine. La noi este normal, la noi este bine, la noi nu este caniculă. De ce asta ne uităm? A fost de când lumea. Există o ciclicitate. Dacă e să, oricine poate studia și oricine se poate uita, acum cât încă există o grămadă de informații, Pământul, de când e el Pământ, a trecut prin perioade de răcire și încălzire. Spune, sigur. Sigur. Mai era. Și nu mai existau industrie atunci care să polueze și așa este. Dacă suntem puțin atenți în perioadele în care într-o parte a globului este secetă, în partea cealaltă sunt, pentru că acea cantitate de apă trebuie să își urmeze drumul ei normal. Sunt anumiți păpușari care au nevoie de ea și o atrag către ei, că la urma urmei sunt destul de multe știri oficiale acum și spun și chinezii cum au ei rachete, cum desfac norii și românii noștri, da, au rachete antifurtună și tot. Dacă noi avem, că toți zicem că suntem noi cum suntem, păi vă dați seama ce au rușii, americanii, britanicii, chinezii. Astea sunt date despre care se tot vorbește de ani de zile. Atunci erau considerate teorii ale conspirației, acum sunt reale. Păi, să știi că printre primii care au fost posesori de astfel de rachete, de spart norii, sunt românii, pentru că o doamnă, nu mi-aduc acum pe numele acum, o româncă a inventat această rachetă. Așa cum, uite, am pus zilele trecute pe Facebook, pentru cine nu știa, București a fost primul oraș iluminat. Iluminat. Da. Din Europa. Am avut prima rafinărie din lume și auzim pe domnul prim-ministru că în România nu se produce nu știu ce și nu știu cum. Deci sunt niște lucruri așa. Dar oamenii n-au memorie istorică. Ajungem să fim ultimii de unde vorba aia. Da, asta este. Trebuie să învățăm și noi câte ceva, pentru că nu prea învățăm nimic din nimic. Din păcate, acum cât mai noastră, să nu învățăm să uităm repede. Acum cât mai există informații și copiii mai au încă părinți și bunici care au învățat pe alte timpuri și care încă mai au cărți valoroase, ar putea să dea mai departe informația, pentru că garantat în câțiva ani aceste informații nu vor mai exista și generațiile noi vor crede exact ce li se spune. Și vor spune că sunt bazaconii ce vorbim noi mai în vârstă. Că tot zici, în luna august, ascultați-i pe aia mai înțelepți. Mergeți la țară, vorbiți cu bătrânii, că ei știu mai bine. Da. Vreau înainte să încheiem, să-mi spuneți, acum că sunteți odihniți, ce program aveți? Cu cine vă întâlniți? Faceți întâlniri în continuare pe Zoom? Faceți conferințe? Ce faceți? Da, începând de luna august o să începem din nou. Va fi și săptămâna viitoare pentru cei care sunt în cercul de Zoom, întâlnirea sufletelor. Le spun de pe acum că va fi într-o zi.
anunțat și pe canalul meu de Facebook și pe al Clarisei și pe pagina Întâlnirea Sufletelor, va fi un Zoom, dar recontinuăm și reîncepem Zoom-urile noastre săptămânare în fiecare luni și celălalt în fiecare miercuri din august. Avem pe 29. Lansare, nu? Pe 29 este Întâlnirea Sufletelor, unde ne întâlnim și stăm de vorbă. Cei care suntem pe acel grup sau oricine vrea să vină, ne vom întâlni, vom sta de vorbă, vom bea o citronadă, o să mâncăm semințe, vorba aia, și povestim ca între oameni care au alte păreri față de, zic eu, majoritatea. Iar pe 30 iulie, toți cei care vor să participe la lansarea de carte din Hărman, Brașov, la cetatea Hărman, o pot face începând cu ora 14, la fel cum a fost și cea din București. Vom discuta cu oamenii și pe probleme de numerologie ezoterică, vor fi și cărțile la lansare, evident, vom da și autografe și celor care le-au luat de pe site, de pe site-ul cărțicusens.ro, unde se pot găsi toate cele 7 cărți de acum ale noastre. Și începând cu ora 14 vă așteptăm acolo, că sunteți din Brașov, că sunteți din zone limitrofe, că sunteți mai de departe, fiecare cum poate să ajungă. Noi vom mai face întâlniri, ne dorim ca în fiecare lună să fie în altă locație. Dacă în iulie a fost în București, acum la sfârșitul lunii este în Brașov, în Hărman, lângă Brașov. O să vedem august unde ne va purta, dar vom anunța din timp. Da, vă mulțumesc tare mult pentru această seară specială. Una peste alta, eu trag niște concluzii că nu o să fie chiar atât de rău și că trebuie să învățăm să oferim din prea plinul sau din puținul pe care îl avem, ca să nu vină, Universul să ia el de acolo de unde nu ne așteptăm. Așa. Să avem încredere că oricât de greu ar fi, lucrurile merg spre bine. N-au cum să meargă spre rău, și pentru că e o lege a firii. După o perioadă de rău, trebuie să vină o perioadă de bine. Acum să vedem cât mai durează perioada asta în care încă n-am... Orică la un moment dat va coborâ. Păi dacă oamenii tot așteaptă și tot au pretenția ca alții să le dea și ei nu oferă, ei pot să aștepte încă 3 vieți de acum încolo. Dacă ei nu vor oferi, nici nu vor primi. Iar faza cu vremurile, păi, este o vorbă foarte înțeleaptă și foarte adevărată, care spune că vremurile bune creează oameni slabi. Oamenii slabi creează vremuri puternice, vremurile puternice, vremurile grele, vremurile grele vor crea oameni puternici, oamenii puternici vor... Și atunci nu totul este... Așa, totul este, sigur că da. Așa este. E perfect adevărat. Da, vă mulțumesc tare mult pentru seara asta. Dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine. Peste săptămâna ce vine să ne revedem sănătoși sâmbăta viitoare. Vă mulțumesc mult, mult de tot. O seară bună. La revedere. La revedere. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, vă
văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.